Cum ar fi să iei apă de la cel mai bun prieten al tău? Când am fost în Severin, am verificat o mașină a unui prieten care și-a cumpărat mașina de la un foarte bun prieten al lui și am descoperit că mașina avea kilometri destul de mulți de alții înapoi. Sincer să fiu, kilometrii aceia i-aș fi făcut în vreo 4-5 ani eu, la stilul meu de mers, dar proprietarul s-a mulțumit cu această mică țeapă pe care a luat-o. Dacă nu vrei să iei țeapă cu mașini, chiar de la prietenii tăi, verifică-ți mașina pe care vertical. Ai o șansă de a cumpăra o mașină foarte și foarte bună. I-a prins asta aici? Da. Nu avem pe domnul aici. Șeful! Hai să-mi dai și mie un leu, șeful! Îți pot parpizul, șeful! Și vreau să întreb o chestie, că am o curiositate. Dacă dai cu jetul ca lumea pe ea, sare? De mic copil, pot să zic că am fost așa pasionat în general de golfuri. Și ultimul le plac mașinile modificate, am observat treaba asta. E făcută cu trafaretul, nu? 3, 2, 1 și filmează. Filmește, da. Salutare și m-am regăsit la un nou vlog cu o mașină pe care am filmat-o de atâtea ori pe canal, dar vreau să vă spun că asta este o mașină care, după părerea mea, are ceva foarte și foarte special, și anume culoarea. O să vă las să ghiciți în comentarii dacă această mașină este colantată sau vopsită după cadrele pe care voi le-ați văzut în intro-ul cinematic montat și filmat de mine și de Dan Cristian Vlogs, care chiar acum filmează. Sper să se vadă cadrul în care vloggerii se ajută între ei și își trag cadrele unul altuia. Dar nu s-a ajutat această mașină, trebuie să dai un like, un share și un subscribe acestui clip, fiindcă doar în acest mod ne putem găsi proprietari de mașini faine care vin tocmai la Motru și vor să prezinte mașina noastră pe canal. Salutare! Mihai, încătare cunoștință? Laurențiu Scodaru, pare bine. Încătare cunoștință, cum te găsi pe tine, Laurențiu, pe Instagram? Laurențiu.s, cu 2 de i. Laurențiu.s. Da. Da? Și acolo în spate l-avem pe Happy, salutare Happy! Salut! Happy, care este fondator, din câte știu. Da, administrator Street Glow Racing România, o pagină foarte tare despre care o să vorbim în acest clip, dar rămâneți pe clip, fiindcă are să vă spună câteva chestii foarte faine. Spune-mi, Laurențiu, în ce mașină m-am urcat? Într-un Golf 5, motor de 1.9. De ce la bun? Ăla bun, 1.9. Ăla foarte bun, da. 105 cai care m-au făcut la semafor. De ce m-au făcut pe mine 105 cai? Păi, i-am mai pus așa niște căluți. Ce, cum ai pus căluții? Că eu tot am tot timpul pe pozitorul de diesel, am mai pus niște căluți, am mai făcut una alta și am mai rezultat niște căluți. Cum scoți cai cel mai ușor dintr-un diesel? Păi, printr-un soft scoți rapid și trebuie să schimbi și internele la mașina respectivă. Dacă ajungi la stage 2, dar în stage 1 cred că merge ok. Cu internele normale, nu? Da. Cam cât ai câștigat tu ca putere? De la 105 cai la cât a ajuns mașina? Cam pe la 170-180 km. Ai pus-o cumva pe vreun dyno? Ai văzut? Ai măsurat treaba asta? Nu, dar m-am mai dat așa cu niște băieți care au făcut dyno și... Niște băieți, 170 de cai pe care i-am făcut, știi? M-a dat plăpăuri. Da, cam așa ceva. Da, mașina trage foarte, foarte bine. Bine că și eu aveam sistemele activate și când am plecat pe loc m-am frânat puțin. Dar greutatea așa pune cuvântul, mașina mai mult mai grea. Chiar dacă ar avea putere echivalente, a mea va trage mult mai greu. Da, nu merită. Chiar dacă e benzină și benzină e power. Așa între ghilimele. Hai să ajungem la cea mai sensibilă chestie la această mașină. Spune și mie, pe exterior, ce are mașina asta? Este colant sau e... Nu este colant, este un plastic dip, adică pupsea cauciucată. Ok, care cum a fost aplicată? Cum ai aplicat-o? Păi, mașina a fost la Timișoara, la fostul proprietar și fostul proprietar s-a ocupat de vopsea. A, deci n-ai făcut-o tu, nu? Nu, vopsea. Și vreau să întreb o chestie, că am o curiositate, dacă dai cu jetul ca lumea pe ea, sare? Nu sare, am nu? Încercat. Ai încercat treaba asta, nu? Am încercat și nu. Deci o variantă mai bună decât colantul. Da. Cam la colant, dacă insiști ca lumea pe la miniaturile astea, e posibil să-l deslipești. Da. Cum te gândești să-ți cumperi un Golf 5? Eu tot timpul am impresia că Golf 5 este mașina preferată de tineri. E o mașină care îți oferă și spațiu interior, și fiabilitate, și putere, dacă e puțin aia. Da, exact. Care e motivul pentru care tu ai ales să cumperi un Golf 5? De mic copil, pot să zic că am fost așa pasionat, în general, de golfuri. Ce golf ți-a plăcut cel mai mult ție din toată trilogia asta a Volkswagen-ului? Golful 5. Am avut un tovarăș care... Mereu mă plimbam cu el și avea tot așa, avea soft pe mașină și mai multe prostii tot așa. Și chiar mi-a plăcut
design, tot, 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 interior, chiar. Știi ce, foarte ce observ eu la noi românii? Ne plac mașinile nemțești, ne plac foarte mult și nouă olteinilor ne plac BMW-urile. Dar este și categoria cealaltă de olteni, care le place corect. Și marca Volkswagen. Fiindcă Volkswagen cumva îți oferă toate chestiile pe care BMW-ul le poate oferi, că și putere îți poate oferi un Volkswagen dacă vrei. Da, da, da. Poți iei un GTI și spargi toate BMW-urile de pe exact, stradă. Exact, exact. Nu e, cum să spune, că îți iei Volkswagen și doar unul nou poți să ai. Dar poți să ai și un GTI care stă pe la piept cu un BMW. Dar BMW-ul și Volkswagen-ul cumva e la mama lor. Da, da, da. A lor e la Bacău, în Moldova. Se tot spune de stăpânul inelilor, de Audi. Acolo asta predomină. Bun, deci ți-a plăcut de când erai mic Golf 5? Da, da, da. Dacă ar fi să schimbi mașina asta cu o altă mașină, ce mașină ți-ai alege? Ai merge tot pe Vag sau ai luat altceva? Tot pe Volkswagen. Tot pe Volkswagen. Și ce model ți-ai luat? La asta chiar nu m-am gândit. Ți-ai luat ceva mai mare sau ți-e suficient dimensiunea mașinii pe care o ai acum? Chiar mi-e suficient. Trept în față. De când am apucat mașina, am văzut o chestie care la Golf 5 nu există. Panoul de climă este modificat. Da, da, da. De la Golf 6 sau 7? 6, adică. 6, 6. La 7 care e diferența? La 7 tot așa e, tot schimbat. Nu are... Nu, dar rotițele astea sunt la fel sau da, e ceva modificat la treaba asta? Sunt la fel. Sunt la fel, nu? Da. În climă pe două zone. Două zone, ai încălțire scaune? Da, nu. Da. A, da, uite aici. Și funcționează? Da. Trebuie ceva, codare? Bine, cred că ai schimbat și scaunele. Da. Ai schimbat și scaunele, da, când ai făcut treaba asta. Da. Am înțeles. O navigație aftermarket cu Android? Da, da, da. Că eu sunt fan al navigațiilor aftermarket, de bună calitate. Da, mai deci chiar nu am avut treaba. N-ai avut? Nu am avut treaba cu navigația. Cât a fost când ai cumpărat-o? Vreo... 1900 de lei. 1900 de lei. Deci e o navigație de bungos, adică e un preț destul de mare. Da, da, da. Se înțelege cu maxidotul pe care l-ai acolo? Da, da, da. Deci poți să... Ah, da, da. De multe ori când își pun navigație nu mai merg da, pe volan exact, și exact. Nu fac nicio afacere când treaba asta. Văd că și volanul are o cosmetizare, să zic așa, e schimbat bila de pe... E îmbrăcat. E îmbrăcat și e îmbrăcat destul de bine. Unde l-ai făcut? Tot la Timișoara. Tot la Timișoara? Da, da, da. Tu ești din Timișoara? Nu, nu, nu. A, a fost un proprietar, nu? Da, da, da. Înțeles. Arată foarte bine și se simte. Nu știu dacă e pielea asta. E piele? Nu-mi dau seama exact dacă e chiar piele, dar se simte foarte, foarte fain. Ce modificare vrea să-mi aduci mașinii? Păi, totuși, aș vrea să-i cumpăr bări față-spate de R32. R32, bun. Ai văzut că am filmat un R32, nu? Da. Un R32 PEC. Da. Bun. Țeavă goală, mai multe chestii, să-i schimb triplele. Păi am văzut că pe spate ai o evacuare. Ce ai făcut la evacuare? Doar nu este cap-coadă, nu este cap-coadă. De unde ai început? O intermediară? Da, am filtrul de particule pe ea. Ai și filtrul de particule? Da, da, da. Ok. Și după, de la jumătate, în exterior. Ia să-i dăm puțin un demarat să vedem cu tragul 170 de cai pe un Golf 5 diesel. Ce zici, Lori, că tu îți dai tot timpul părerea, trage? Trage, nu? Băi, să știi că se simte fain, chiar merge bine. Spune-mi, de cât timp ai mașina? De... 4 luni, cam așa. Deci nu puteți să vorbim despre fiabilitate, să strigați ceva în 4 luni? Nu. Nu? Dar așa, consumabile, ai schimbat probabil ulei, plăcuțe, da, 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 discuri. Plăcuțe, da, discuri. Cât ajunge o revizie în asta așa completă cu discuri, cu plăcuțe, cu ulei, filtre? Păi, uleiul și toate filtrele... Da, 5 milioane. 5 milioane, păi... Nu-i scump nici ieftin. La BMW cam la fel, doar că dacă ai 6 cilindri îți intră mai mult ulei și automat o să plătești ceva în plus. Dar nu e diferență foarte mare. Da. Ce folosești? 530? Da, da, da. Avem fiecare particulă, asta e indicat. Bun, Happy, hai intră în scenă puțin. Bag de puțin aici pe mijloc. Și hai să ne spui puțin despre pasiunea ta pentru mașini, despre această mașină și despre toate mașinile pe care le ai tu
în organizația, în comunitatea ta cu mașini. Spune-ne întâi cum te numești, cum se găsește pe Facebook, pe Instagram, pe Spotify. Păi, numele meu este Dragomir Dumitru Alexandru, din Motru. Pe Facebook mă puteți găsi cu numele de Înculescu Alexandru, o poveste foarte lungă. Da, ok. Așa, fiind pasionat de mașini, având prieteni cu mașini tunate, pe exterior și pe motor, am zis să fac ceva pentru noi, să fie în oraș. În Motru? Da, doar Motru a fost la început. Ne-am strâns, eram cam 20 de băieți cu mașini tunate, majoritatea doar pe motor, singurul pe aspect era Laur și cred că mai era încă un Seria 1, care e tot pe aspect. Și ce mașini aveți voi în comunitatea voastră? Adică ce mașini se regăsesc? Păi avem de la Old School până la Supercar. Ce Supercar aveți? Hai că avem două R8-uri. Oh, foarte tare. Un AMG GTS. Ok, bun, în Motru? Da. Ce fac oamenii în de la R8? Nu știu, este... Eu nu fac în București, adică n-am R8. Domnul care are acel R8 are o firmă. Ok. Un lanț, de fapt, de magazin. Foarte tare. Și mai avem Volkswagen Arteon din 2019, mai avem Alfa Romeo Giulia, avem un Fiat de 450 de cai. Cred că o să fac un concediu în Motru. Te aștept. Da, o să fac un concediu în Motru, o să-mi încarc GoPro-urile și o să încerc să filmez tot ce plimb acolo, fiindcă pare așa un... Te zic că o săptămână nu o să-ți ajungă. Nu o să-mi ajungă, nu? Se pare ireal, adică pare așa un Las Vegas al mașinilor. Trenii noștri s-au uitat mult la Fast and Furious. Da? Da. Și de acolo a pornit toată pasiunea. Și Altrinul le plac mașinile modificate, am observat treaba asta, că e așa un cult. Da, și să știi că fiecare și-a o mașină din ce în ce mai special, deci nu vor să aibă, de exemplu, nu mai găsești alte golfuri în oraș, ca un Laur. Fiecare mașină e specială în felul ei. Bun, ce faceți voi în comunitatea asta? Faceți întâlniri? De obicei ne strângem, vorbim, prezentăm mașinile, cunoaștem persoane noi și când avem un loc disponibil unde putem să ne jucăm. Vă și jucați, nu? Da. Care ți se pare cea mai jucăușă mașină? Marca de mașină. Cea mai jucăușă? Da. Hai cred să. Că BMW-ul și apoi Volkswagen. Bun, BMW-ul cu fuge fund, dar Volkswagen nu? De ce? Nu știu, așa mi s-a părut. Și mie mi se pare la fel, sincer, adică dacă îți cumperi Audi, bine că am mers acum cu un Audi A5 care mi-a dat senzație, adică o să apară pe canal un Audi A5 3.0 TDI cu apucături de Tesla, deci plecat de pe loc, era ceva ireal. Dar și grupul VAG are fanul lui. De exemplu, Golful ăsta, fiind tracțiune față, nu mă așteptam să trag așa și nu am mers destul de mult cu Laur în perioada aceea. Și când a dat puțin mai tare odată, eram ceva gen, băi, asta e mașina de ieri sau? Am înțeles. Softul schimbă mașini și păreri. Să știi, să știi. Bun. Cum vă găsim pe voi pe Instagram și pe Facebook? Mai spune-mi o dată, o să las aici în descriere. Ca și comunitate sau ca și comunitate. Pe Instagram cu numele de Street Glow Cars, pe Facebook pe pagina Street Glow și grupul de Facebook Street Glow Family Group. Și pe YouTube, Street Glow TV. Street Glow TV au niște clipuri foarte faine cu niște mașini jucăușe, să zic așa. Niște chestii pe care le organizează ei în diferite locuri. Bun, hai să revenim puțin la mașina ta, Laur. Spune-mi, cu odată cu alucerea softului, mașina a început să consume mai mult sau consumă chiar mai puțin? De când am făcut softul, mașina consumă chiar puțin. Mai puțin, nu? Da, da, da. Eu tot timpul am impresia că atunci când faci soft, tu apeși mai tare pe pedală, mergând mașina mai tare, îți crește consumul. Și toată lumea spune că consumul scade. Mi se pare puțin că nu se leagă lucrurile astea. Cam dubios așa. Depinde. M-aș gândi că consumul ar merge just atunci când ai avea o mașină grea și motorul n-ar putea să transporte mașina respectivă cu cai pe care avea înainte. Dar aici nu cred că se pune problema. Adică și costă 5 cai, Golful 5. Mișcă de ce, nu? Da. Merge ok. Chiar ok. Văd că și aici niște inserții. S-a prins asta? Da, i-a prins. I-a prins asta aici? Da. N-avem pe domnul aici. Șefu! Hai să-mi dai și mie un leu, șefu! Îmi spăl parbrizul, șefu! Da, Cristian Vlogs pe YouTube, dați acolo un follow. Ești pe filmare? Merge filmarea. Merge, bine. Unde mergem? La pădure? Salutăm comunitatea lui Merită Toți Banii.
cel mai tare de pe YouTube. Like și subscribe. Hai la pădure. La pădure, faci stânga aici. Da. M-am speriat prima dată, sincer. Zice, da. Da. Unde rămâne să se plin becurile astea? Da, da, da. Păi și s-a prins noaptea, atunci? Noaptea se văd, da? Bine. Acum am făcut și eu o nebunie asta la vechiul 39, dar văd că tu le-ai prins bine pe aici, pe la, pe aici, pe la ușă. La mine erau cumva aici ciuntite, adică nu se vedeau cum trebuie. O facem aici stânga. Pentru cine ai recomanda mașina asta? Adică, pentru cine crezi tu că este Golful 5 ideal? Stânga, ok. Păi, la persoanele care vor așa puțină distracție și aspect și mai mult. Un tânăr? E ok? Pentru tine e ok? Da. Pentru începători e ok? Da, da, da. Pentru mine e ok? Nu cred. Nu cred, eu vreau BMW, îmi place BMW. Ei, acum... Da. Deci am stabilit treaba asta. Eu rămân încă la părerea că, că Volkswagen-ul Golf 5 e o mașină dedicată pentru tineri. O mașină pentru începători. Nu cred că te va rupe la buzunar. Cred că cea mai scumpă piesă ieftine. Cea mai scumpă piesă cred că e ambreiajul care se poate duce. Și da, având volantă cu masă dublă, vei da ceva bani din punctul atunci când vei schimba treaba asta. Dar apoi 100.000 de kilometri nu vei avea probleme. Mergem acolo în față. Hai să luăm și întrebările de pe comunitate, să vedem ce întrebări au pus. Dacă aveți voi vreo întrebare acolo la voi pe comunitate, faină și pertinentă, ai vrea să-mi o... Vreau să-mi o luăm și mie, Daniel, da? Da. Bun, hai să vedem aici pe comunitate. Cred că toată lumea s-a legat de culoare. Baitul cu Golful este din oraș cu mine. Hashtag Motru. Forța Motru. Hai. Unde este ownerul de la Merit toți banii? Uite-l aici. Sunt aici. Vopsea? Semnul întrebării? Da. Cauciucată. Cauciucată. Băiatul e din Motru, atrage toate privilegiul Golful ăsta. Păi, un Golf foarte tare. Este cea mai apreciată mașină din comunitate. Mi-am greșit mașina, înseamnă. Că în București nu prea vede lumea, e 39. Vopsea. Bun, ai ghicit. Felicitări pentru treaba asta. Ce părere ai de Golf 5 1.6 FSI? Merită probleme consum? Aveți idee de 1.6 FSI? Fiind un motor aspirat, 100% e fiabil. Da, da. Ecolant? Nu e ecolant. Vopsea? Vopsea. Nu vreau să par hater. Asta e David. David. Credeam că te bagi doar la BMW-uri. Nu vreau să par hater, dar tot am fost primul în... Ce zic aici? Primul care a avut o mașină făcută așa. Așa, Blood Hood pe un Sirocco. David Wiz 69 pe Insta. Dați acolo follow. Are și el un Sirocco, făcut tot la fel în moto, dar el avea ceva pe un Sirocco alb, tot la fel de vopseaua, ca și cum erau niște pete de sânge făcut. Și seamănă cu a ta, puțin. El parcă avea mai puține chestii și avea și mâini din asta, așa, pete de mâini, amprente de mâini. Nu cred, eu un Severin sunt. Și eu tot de Severin. Probabil că nu o să vezi video-ul ăsta, nu o să mai fi un Severin. Acolo avem lufturi. Unde? Ce să fie? Lufturi. Pe unde e lufturi? Pe la bară, pe undeva? Adică... Despărțitori. Ai pe undeva? Nu, ok. Deci nu ai văzut bine. Se vede poate din poza asta. A, cred că îi spune de capot. Uite, vezi? Se vede puțin capota ca și cum ar fi desprinsă. Da, adică ar fi puțin mai ridicată. Da. Oricum, trebuie să o reglez puțin. Deci trebuie reglată. Da. Deci ai lufturi. Puțin. Ai zis că faci video cu un Audi A5. Am făcut video cu un Audi A5, trebuie să-l editez. Cât ulei consumă la 100 de kilometri? La 1000 de kilometri. Ulei? Da. Nu consumă. E tine să nu consumă. Nu consumă. Dieselul pierde. Mai greu, dar pierde. Hidrotransfer? Ai făcut mașina cu hidrotransfer? Nu e. E făcută cu trafaletul, nu? Nu știu asta. Cred că ceva de genul, că pare prea random totul, adică nu pare o chestie făcută gândită. Pur și simplu e dat și făcut ceva original. Mi-e greu să cred că e vopsită. E vopsită. Exact. Părerea. E vopsită. E colant, colant, colant. Toți care au spus colant, v-ați înșelat armarnic. Și eu m-am înșelat când mi-a dat Happy poza cu ea. Am spus, băi, dar ce colant dubios. Adică să faci mașina în felul ăsta. Și apoi când am văzut mașina în realitate, pare și mai dubios când pui mâna și vezi că e ceva... Se simte, se simte. Da, e în relief, este în relief. Și am trimis și eu întrebările. Mi-ai trimis și întrebările? Hai să le luăm și pe ale tale. Pe Messenger, avem aici. Bun. Cât a costat vopseaua? Aproape 1000 de euro. 1000
Da, ok, destul de mult. Crezi că ai putere are? 170-180. 170? Ce motor are? 1.9. Uh-huh. 105. Cât costă roțile și de unde le pot lua și eu? Asta de pe mașină în safety, nu? Da, asta da. Le găsești oriunde. Da? Se referă la cele din pământ. Da? Cât costă roțile? Nu știu să zic așa. Modelul cum se numește? Sunt, știu că sunt de Audi, originale. Da. Dar nu știu. Sau pic o problemă, rămânem pe asta, ne bazăm pe asta. Deci sunt de Audi, da, nu știi style-ul, da, la BMW cu style-ul. Nu știi modelul ăla, nu știu. Bun. Ce l-a motivat să-și cumpere un Golf 5? Am mai spus. Da? Ok. Acel prieten. Ce trafale s-a folosit la vopsire? Unul original, zic, că ai și ceva original. Ce modificări o să-i mai faci în viitor? Ai spus, un pachet de R32 și o țeavă goală pentru evacuare. Hai să mai luăm și aici. Newton-metru și cât costă evacuarea? La 170 de cai cred că estimez eu vreo 400 de Newton-metru, cam acolo ar trebui să fie. Da. Cam pe acolo ar trebui să fie. Băiatul, frumoasă trotineta, e de vânzare? De vânzare? Deci e de vânzare trotineta. Foarte frumoasă mașina, îi mulțumesc lui Fabio Ferche că m-a lăsat să-i fac evacuarea. Fostul proprietar. Ah, ok. Da. El este fostul proprietar? Da. Victor Gordea sau nu, Fabio? Nu, Fabio. Ah, ok, perfect. Bun. Și ultimul, de ce Golf 5 și nu altceva? Ai spus, motivele ai numele. Bun, cam asta a fost pentru astăzi. Am făcut un video cu încă un Golf 5, 1.9, cum vă place vouă. Am făcut și o rima, ai văzut? A ieșit bine. A ieșit foarte bine. Care are o vopsea specială, fiindcă fiecare Golf are ceva special, așa pe nu știu, pe la exterior, pe la motor, pe la una alta. Dacă ți-a plăcut acest clip, dă-i un like, un share și un subscribe acestui canal. Dă-le un like, un share și un subscribe și băieților la Sleep Glow TV pe YouTube și pe Facebook. Aici le avem pe la Orențiu cu 2 de i și un s. Și până